Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării. Credeți că Halloween-ul ar trebui sărbătorit în România? După părerea mea, nu. Sunt o persoană care îmi place să merg la... Mă simt bine la biserică și, nu știu, am alte credințe, ca să le spun așa, am alte viziuni asupra acestei sărbători. Și nu consider important. Oportun, să spunem. Oportun, da. Da, dar tinerii care sărbătoresc și se schimbă, se îmbracă în tot felul de... Nici asta nu poți îngrădi, nu îi poți nu mai fă sau... Consider să ar trebui lăsat și ei să se manifeste, să-și spună părerea, să se simtă bine dacă asta consideră ei. Nu sunt nici pro, nici contra, dar părerea mea personală... Vom avea alte sărbători să le sărbătorim. Da. Da, eu cred că da. Îți place să sărbătoare luată de la americani? Da. Tu ce ai să faci astăzi de Halloween? Niște dovleci, decorațiuni și cam atât. Fără petreceri, deghizat, fără nimic? Nu. Sau au fost deja în weekend? Au fost în weekend, mai... poate mai așteptăm musafiri azi? Nu știu. Nu cunosc. Având în vedere că nu este o sărbătoare românească, nu cred că ar trebui promovat România și nici sărbătorit, pentru că, până la urmă, nici americanii nu sărbătoresc sărbătorile noastre, nu? Deci eu nu cred că ar trebui promovat. Eu, părerea mea personală, bineînțeles, nu este nevoie, că doar avem și noi obiceiurile noastre, nu? Așa că le putem promova pe ale noastre, nu neapărat străinii. Da. Păi, ce să zic, am o părere foarte proastă despre această, cum ar veni, o sărbătoare, din mod, cum să spun, din punct de vedere creștin, pentru că nu este scris nicăieri în calendarul creștin această sărbătoare. Atât. Deci crezi că nu e ok să ne îmbrăcăm în vampir și tot felul de nebunii de genul ăsta? Nu, nu este ok deloc. Deloc nu este ok. Din cauza acestor lucruri, acestor sărbători necreștine, se întâmplă toate, da, se întâmplă toate lucrurile proaste. Și omenirea se schimbă. Da, de ce să nu trebuiască sărbătorit? Chiar dacă este o sărbătoare internațională, putem să o adoptăm și noi. Fiindcă prinde bine la tinerii români, chiar dacă cei mai în vârstă nu sunt de acord, fiindcă cred că este o sărbătoare păgână, cu toate că nu sunt informați despre de unde vine Halloween-ul. Da, tu știi de unde vine? Da, dar în momentul ăsta. Ești prea obosit. Că ar trebui sărbătorit? Cred că ar trebui sărbătorit pentru că eu... sărbătoare care se sărbătorește în fiecare țară, este ceva internațional, da. Da, tu ții Halloween-ul, sărbătorești Halloween, te îmbraci în tot felul de costume? Am sărbătorit în acest weekend. În avans? În avans, da, ca să zic așa. Cum sunt petrecerile de Halloween? Păi toată lumea se costumează, sunt diferite costume, toată lumea vrea să pară cât mai... diferit, horror, da, sau că se spune așa. Dar știi semnificația acestei sărbători și de unde a pornit? Da, tot a pornit din Irlanda, este o poveste mai veche, ca să spun așa. Nu știu, păi depinde de fiecare persoană cum îl crede. Adică, pentru mine, cel puțin e indiferent. Nu vreau să-l sărbătoresc, ce-i drept, doar că nu pot să judec pe altcineva că o face sau... Nu știu, nu e o sărbătoare românească, deci nu cred că ar trebui sărbătorită. Bine, sunt diferite păreri și oamenii își împart. De exemplu, partea, să zic, din partea bisericii se zice că nu, că e o sărbătoare păgână. Da, dar să zicem că mulți bătrâni care se cred religioși, se cred oameni, așa au și ei niște obiceiuri care nu sunt... creștine sunt păgâne și mă înțelegeți.
Nu știu, mă gândesc că Halloween-ul e o sărbătoare americană și având în vedere la noi, la români, și cultura ortodox, nu consider că ar fi o sărbătoare specifică și nici adecvată în țările noastre. Păi, da, cred că este o sărbătoare, nu știu cum să spun, de interesantă, după părerea mea, și cred că ar trebui sărbătorită în România și ca toți copiii să, de cum ar fi mâine, când este Halloween-ul, să vină costumați, pentru că este frumos, nu știu, mie mi se pare. Și, de exemplu, în America se fac parade pe stradă și așa ar trebui să fie făcut și în România. Mi se pare că Halloween-ul este mai mult o sărbătoare comercială, comercializată la noi în România, pentru că noi nu avem așa ceva din tradiție și nu ar trebui sărbătorit, pentru că nu este de la noi, nu este al nostru, e doar ceva adoptat din magazine ca să mai scoată un ban. Care îi trebuie sărbătorești. Tu sărbătorești Halloween-ul? Nu, că n-am cu cine și n-am unde să mă duc. N-am prieteni mulți, că nu din Piatra. Da, ar trebui să sărbători, pentru că este o sărbătoare foarte frumoasă. Adică vezi mascați, copiii cei mai mulți se bucură. Cam atât. Da, ar trebui sărbătorit România, deoarece de mulți ani sărbătorește în România și de ce nu? Și este o sărbătoare interesantă, distractivă. Deși clericii bisericii spun că este o sărbătoare păgână și tinerii n-ar trebui să se costumeze în tot felul de, să zicem, personaje negative. Este subiectivă treaba aceasta, fiecare se sărbătorește, adică cine vrea sărbătorește, cine nu. Nu ne poate obliga nimeni să nu facem acest lucru. Normal, în România nu prea ar trebui sărbătorite, gen, sincer, suntem în România și asta nu e un trend de România, părerea mea. Consider că nu ar trebui sărbătorit în România ca afară, deoarece noi românii suntem foarte credincioși și aceasta este o sărbătoare care ridică în slav moartea și lucruri de genul. Dar, nu știu, ai prieteni care sărbătoresc? Ce au făcut weekendul acesta? Știu că au fost o grămadă de party-uri în oraș legate de Halloween, dar eu personal nu am sărbătorit Halloween-ul. Nu. De ce? Pentru că noi suntem creștini ortodoxi și Halloween-ul e o sărbătoare păgână, nu. Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, iar răspândindu-se în secolul al XIX-lea, prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Este sărbătorită noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data sărbătorii variază. De exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din noiembrie. Numele provine din limba engleză de la expresia All Hallows Even, numele sărbătorii creștine a tuturor sfinților. Sărbătoarea cu care Halloween-ul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental, catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat care reprezintă lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând trick or treat, păcăleală sau dulciuri, ca o amenințare că dacă nu le se dau dulciuri, persoanei colindate îi se va juca o farsă. În alte țări, Halloween este sărbat prin parade și carnavaluri. Întrebarea zilei. Emisiunea care pune punctul sub semnul întrebării.